Bun găsit, sunt Carmen Mondi și vă invit să urmăriți cele mai importante 5 știri din sport. FRF a detonat bomba la Craiova, după ani de zile în care Mihai Rotaru a susținut că echipa pe care o finanțează este adevărata continuatoare a Universității Craiova, Federația lămurește situația. Șefii de la Casa Fotbalului au admis că FCU Craiova 1948, formația patronată de Adrian Mititelu, este echipa originală din bănie. Mihai Rotaru nu se arată îngrijorat de veștile venite de la București. UEFA nu admite ca o persoană sau un grup de persoane să păcălească jucătorii. Așa că dacă acel grup de persoane falimentează o societate și după aceea înființează alta, UEFA îl pune să plătească. În plus, noi nu avem treabă cu vechea societate a lui Mititelu. Noi nu am susținut niciodată că suntem continuatorul lui din 2011, din moment ce am jucat unii împotriva celorlalți. Este o păcăleală. Echipa lui nu are nicio treabă cu adevărata Universitatea Craiova. A declarat Mihai Rotaru pentru ProSport. Eric de Oliveira a fost transportat de urgență cu elicopterul la spitalul din Târgu Mureș după ce ar fi suferit un blocaj renal în timp ce se afla la mediaș alături de familie. Cel mai îndrăgit brazilian din fotbalul nostru și cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1 este acum stabil și așteaptă rezultatul investigațiilor mai amănunțite pentru a vedea dacă trebuie să se intervină și chirurgical. Fostul mijlocaș trecea deja prin probleme medicale grave ce l-au forțat să se lase de fotbal în noiembrie 2020. Brazilianul a avut mai multe intervenții la picior din cauza unei artere înfundate. Am suferit mult, dar așa a vrut Dumnezeu, mărturisea Eric în urmă cu o săptămână pentru ProSport. Cum este viața fără să joci fotbal pentru tine? Foarte nasoală e să mă uit la un meci, să mă gândesc că ceea ce am iubit mereu să fac, nu mai pot să fac. Și am zis că niciodată o să am regret în cariera mea, că de ce n-am făcut alea sau... Am regret că n-am putut să mai joc. Înainte am trăit în maximă intensitate, că am fost la echipa mai bună, la mai slabă, că am fost străinătate, am fost Eric mereu. Am suferit foarte mult în timp de un an. Nu știam, nu mi-a dat seama ce se întâmplă cu mine. Și atunci când am avut veredict că aia e, atunci eu... Pe la problemele de sănătate. Da, m-am liniștit că am zis asta e, nu mai forțez. Dacă Dumnezeu a vrut așa, uneori eu vorbesc că uneori se întâmplă ceva rău, că să fie ceva bine. Și probabil asta s-a întâmplat, fiindcă m-a accidentat, am făcut intervenția, am revenit în pregătire cu media și sunt fundat arteră iară și n-am putut să termin sezon, pe care gazul dispare. Și eu dacă eram pe sezonul ăsta cu situația la copiii ăia, cu vreo 10 luni fără bani, cu nicio treabă, nu vinea nimeni acolo, eu cred că deja omoram deja pe 2-3 pe acolo. Și atunci Dumnezeu a pus mâna acolo și Eric, oprește-te că ai făcut tot ce trebuie. Am fost mai bine, da. M-am împăcat. Tricolorii au avut parte de o vizită surpriză în cantonamentul de la Mogoșoaia. Ianis Hagi a venit să le ridice moralul elevilor lui Edi Iordănescu. Selecționerul a profitat de ocazie și s-a interesat personal cum decurge recuperarea lui Ianis. Mijlocașul lui Rangers încă se reface după operația suferită la genunchiul drept. Iordănescu a primit și o veste proastă înaintea meciului cu Finlanda. Denis Alibek a părăsit cantonamentul de la Mogoșoaia după ce rezultatul remeneului efectuat a arătat o leziune musculară la nivelul coapsei stângi. Recuperarea decurge fix cum așteptam. Sunt mulțumit de cum arată genunchiul până acum și, așa să spun odată, nici eu nu știu. Ce știu sigur e că de la lună la lună progresez. E prima accidentare pe care am avut-o în cariera mea și e destul de mare. Știind că începe o nouă campanie, staff nou, mereu îți doresc să fie aici, mereu îți doresc să experimentezi ceva nou, fie că e echipa națională sau competiții europene, e foarte greu să joci în deplasare și așa trebuie să facem și noi, trebuie să ne protejăm casa, să câștigăm meciurile de acasă și suntem din nou în luptă. CFR Cluj vrea să facă muzica în Liga 1 și are și cu cine. L-a adus pe Chris Brown sub comanda lui Dan Petrescu. Nu este vorba de celebrul star american, ci de fundașul dreapta care s-a făcut remarcat în Liga 1 la FC Botoșani. Brown de la CFR nu are ca pasiuni muzica și actoria, ci iubește să se joace pe PlayStation. Your name is really similar with
singer. Like, it's the first thing, like, oh, are you Chris Brown, the singer? I'm like, no, it's just a coincidence that my name is like this. It's just spelling in German, it's not in English. I mean, how would you describe yourself as a person? What do you do in your spare time? Yeah, I'm cooking, like, chilling, relaxing, taking my dog out, like, walking. Okay, now I'm in a new city, I will have a lot of time to explore the city. So until I will find out what I will do in Cluj, there will be some time. Which are your main passions? Hobbies? Do you have something? I'm playing a lot of PlayStation. What game? Call of Duty. You're good? Yeah, I would say I'm good. Okay. Cel mai plimbat antrenor între cluburile din Liga 1 pare să fie, cel puțin la nivel de zvonistică, Marius Croitoru. După ce a plecat de la FC Botoșani, telefonul tehnicianului s-a încins. Deși și Gigi Becali se arătase interesat de el încă din trecut, patronul celor de la FCSB nu mai ia acum în calcul varianta Croitoru și preferă să meargă pe mâna lui Toni Petrea, care ar fi acceptat și un salariu mai mic la renegocieri. De serviciile lui Croitoru s-au arătat interesați și cei de la FC Voluntari, dar discuțiile cele mai avansate sunt cu FCU Craiova 1948, după ce oltenii nu au ajuns la un acord de prelungire cu Nicolo Napoli. Acestea au fost știrile. Puteți urmări cele mai noi informații din sport pe site-ul nostru prosport.ro, pe Facebook și pe canalul nostru de YouTube. Până la următoarea ediție, la revedere!